Bună dimineața, prieteni, sau bună ziua, la noi este dimineața, vă dau bine ați venit într-un nou vlog, este vineri, 6 ianuarie, sper că sărbătoriți frumos cei care sunteți în Italia, că știu că în Italia este sărbătoare, nu știu dacă în celelalte țări, probabil și în Germania este sărbătoare, că e 6 ianuarie, în Italia e la Befana, se cheamă Epifania, cred că... Epifania, nu mai știu exact ceva legat de... Oricum, normal e și ceva legat de Domnul Iisus, dar nu mai știu. În fine, la noi în Anglia nu se sărbătorește nimic. Auziți fierbătorul de apă, că fierbea. Eu încep o nouă zi. Acuși trebuie să ajung cei care trebuie să-mi aducă mașina de uscat rufele. Eu vreau să mă apuc acum în bucătărie să reorganizez un dulap unde noi ținem farfuriile și bolurile. Pentru că acolo o să scoatem acea bucată de mobilă și o să băgăm mașina de spălat, iar apoi în locul la mașina de spălat o să băgăm mașina de spălat vasele. Așa că m-am gândit să golesc sertarul ăsta, să pun lucrurile astea în altundeva și aici să pun farfurii și boluri și tot așa ce mai rămâne farfurii și boluri să mai pun aici, să scot astea, să le pun prin alte părți. Mă gândeam să le pun pe aici, undeva pe sus, întâi, farfurii și bolurile, dar după m-am gândit că mai bine ar încăpea în sertare și lucrurile alea din sertare pot să le pun ușor în altă parte. Aici e mașina de spălat și aici ne-am gândit noi că mai degrabă punem mașina de spălat, vasele și să punem aici mașina de spălat. În mobila asta să scoatem pur și simplu mobila de aici, că se scoate cu șuruburi și s-o bage aici așa, pentru că mașina de spălat are ușa mai micuță și nu încurcă, însă pentru mașina de spălat vasele ne trebuie să putem să deschidem toată ușa așa în jos și atunci ar încăpea mai bine acolo și mi-e perfect exact lângă iubetă în partea asta. Da, așa că hai că ne apucăm, că vreau să pun lucrurile astea. Cred că așa o să fac, apoi cred că o să vreau să reorganizez acolo în dulapul acela unde v-am arătat eu că aș fi vrut să pun farfurie, dar nu mi-am schimbat ideea. Cred că asta o să fac astăzi, o să fac un pic de organizare aici, iar apoi o să lipesc, trebuie să-mi vină chestia aia de lipit pe geam. Ar trebui să nu fie cu lipici, antistatic, să curăț geamurile la living. Mereu uit cum se cheamă. Îmi vine să zic doar în engleză, living. La sufragerie de la intrare și să pun acel înveliș pe geam așa ca să nu se vadă în casă. Da, asta vreau să fac astăzi. Asta este în mare. Eli doarme. Este aici cu mințică, doarme. A venit mașina de uscat rufele. O să o deasemblez acum și o să o duc dincolo, că dincolo este locul ei. Nu e așa de grea, credeam că e mult mai grea. Nu e ca mașina de spălat grea. Și mașina de spălat vasele aici. Bine, hai că mă apuc să o desfac și o duc dincolo, că dincolo o să trească să stea. I'm confident your love will be my sight. Just one looking at you open up my eyes. And I'll stay with you forever all the time. And I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my sight. Hold out your hand, hold out your hand, yeah. Aici, pentru ultima dată, să zicem așa, aveam să iau toate rufele de pe sârmă. Pentru că în curând aveam să începem să folosim mașina de uscat rufe și nu o să mai punem, cred că, așa de multe rufe la uscat. Poate o să mai punem ocazional cerșafuri sau lucruri mai mari care ar ocupa foarte mult loc, poate în uscător, dar cred că, în general, cam toate o să le uscăm în uscătorul de rufe. Așa că, da, m-am pus acolo copiii, am și sortat sosetele între timp, pentru că mai aveau sosete care i-au rămas mici lui Emma, cel puțin. Le-am dat deoparte și le-am pus să le pun separat undeva pentru Eli, pentru că, desigur, de la Emma eu păstrez ce-i rămâne ei mic, nu le dau mai departe pentru că le voi folosi la Eli.
Ce-mi rămâne mic de la Jayden, le dau, pentru că nu are rost să le păstrez. Nu intenționam să mai avem alți copilași și nu-mi place să-mi îmbrac fetițele cu haine de băiat în general. Așa că da, le dăm mai departe. Da, așa, eu le-am păturit, întâi le-am scos, le-am pus acolo pe această sârmă, după tipul de care sunt și ale cui, de exemplu, maieurile lui m-a separat, pantalonii, tricourile, pijamalele și tot așa și la Jayden, body-urile și toate celelalte, pentru că mi se pare mult mai ușor să le păturesc și apoi le păturesc împreună după tipul de care sunt, pentru că așa îmi va fi ușor după să le iau direct cu teancul fiecăruia, să le pun în sertarele lor în dulap. Și da, asta este ceea ce găsesc eu că este foarte, foarte practic. Am un lighean din acesta mai mare, așa, de rufe. Cred că l-am luat de la Aldi, am dat în jur de 5 lire, l-am de câțiva ani. Este foarte, foarte practic și că are acele mânere. Începe să se rupă un picuț într-o parte, așa că mă gândesc în curând o să trebuiască să merg să achiziționez altul, dar în general este foarte, foarte practic. Între timp copiii se jucau cu mine acolo, el dormea în pat, așa că da, am putut să-mi fac această treabă cât ea a dormit. Și am terminat treaba pe care am avut-o de făcut. Mai apoi am avut de făcut mâncare, pentru că cu seara înainte făcusem noodles, ne-au plăcut foarte, foarte mult. Am decis ca să facem din nou noodles și la amiază Adrian nu era acasă. Așa că ce facem noi când Adrian nu este acasă? Facem ceva care ne place doar nouă la copii, care el în general nu ar aprecia, poate. Lui Adrian îi plac noodles foarte mult, nu îi place bacon, așa că am decis să facem noodles, tot aceeași fel, tăind câteva cepe și să le punem în ulei de floare soarele la călit. Și am decis să tăiem niște bacon, să-l tăiem tot așa fâșii. Am încercat să scot cât se poate de mult părțile cu grăsime. Nu mi-a fost mereu ușor să le scot, dar am scos cât de mult am putut eu, pentru că nu aveam nevoie de grăsimea din bacon foarte mult. Și am desfăcut baconul cu mâna încet, să îl pun acolo să nu se coacă așa împreună, să se coacă cât se poate de separat. Iar apoi aveam două roșii, le-am spălat, le-am tăiat și pe acestea fâșii micuțe, aveam și sos de soia și sare și după ce aveam să călesc acestea, după ce se fierbea și pasta, desigur, noodles aceștia, am să-i pun împreună în tigaie. Așa arată noodles-a noștri cu bacon, eu mi-am pus mai mult bacon, cum mie îmi place, și mi-am pus un pic de piper pe deasupra, un pic mai mult. O mai rămas acolo și pentru Andy. Aici sunt mașina de spălat vasele și uscătorul. Uscătorul să rămână acolo, mașina de spălat vasele și o punem în bucătărie. Da. O punem după. Nu-ți place bacon? Mă place! Danny, eat only noodles. Emma, mănâncă bacon, că like bacon, da? Bacon. Îți place? Why did he put it inside, mommy? Because we like it. Do you like pasta, Jayden? Uh-huh. Da? I like pasta. Bravo, mă pun și o să mănânc acum. El doarme aici. Au dormit în pat, dar vrea acum să doarmă un pic lângă mine și o mai țin așa din când în când. În general, doarme în cameră, în pat, dar era mai supărată, i-am dat să bea lapte și nu vroia și am dedus că, stați așa că nu se focusează, am dedus că vrea să stea lângă mine. Ea respiră, să știți că stă cu capul și își pune într-o parte și stă și respiră. Și oricum o verific și eu. Când mă vedeți că mă filmez dintr-o parte, de exemplu cum mă filmez așa, voi vedeți și aveți impresia că e plat aici, dar nu e plat. Are foarte mult loc ea, nu știu cum să vă arăt, vedeți. E mult mai mult loc decât vedeți voi pe cameră și oricum eu întorc mereu și se întoarce și ea, adică nu stă și sufoc acolo, respiră. Dacă trăiește până acum și-am ținut-o numai așa, înseamnă că respiră. Hai că mă pun și eu să mănânc și după cred că se trezește și el, când se trezește el o să-i dau să mănânc și apoi cred că o să pun vasele în sertarele astea cum vreau să fac. Și poate mai reușesc să fac ceva acolo în dulapul acela, dar dacă nu, oricum, am făcut destule, am strâns rufile, mi-am mai pus la sterilizat niște biberoane, niște părți de la pompă și da, hai că mă pun acum să mănânc. Am terminat de mâncat, vreau să mă apuc acum cu Andy, să mutăm farfuriile de aici, să le mutăm aici în sertarul ăsta și în următorul sertar. Ia auziți pe Emma și pe Jayden că lingă înghețată. Mai frumos mai mâncați! Ia!
În fine, hai că mă apuc acum cu Andy să vedem aici, să mutăm și profit repede că doarme el. O să trezească după și nu o să mai reușesc. Eu sunt aici și fac un bracelet și am asta care pun și am astea și astea am și am astea și acum am să fac un bracelet și Jim face nani și eu sunt aici și fac un bracelet cu astea și când era bebe născută era Ellie și in March was to be my birthday. Eu am avut un Peppa Pig house și am avut un unicorn bag și am avut un ladybug costume. Am avut ala și also și am put astea dentro și put astea dentro și pic de astea dentro. Și am eu ca să port și acum o să fac un bracelet, o să te iau cu mine. Și prietena, ce faci tu? Eu fac un bracelet și ce ai faci tu acum?
Mă vezi pe mine, îi prindeze. Eu fac un bracelet. Și am avut asta, e my birthday. Și un cry baby. Și un unicorn toy. Și eu am asta, e un pretty. Și... Și acum o să mă fac da tati de coloco ande și ele se joacă și mama și ele și ce face tare și eu sunt aici și te iau cu mine. Port asta acum, port asta cu nici leggings de pantaloni și eu sunt frumoasă prinețe. Ce ziceți cum arăți prinețe? Sunt frumos? Nice to meet you. Mom, she was laughing when I played with her like this. Wow, she just laughed. Hey. Oh, pardon. You should do it from the inside. You should put your hand inside ca să miști gura. Eli, ce faci? Eli, mai tu nu auzi? Mai tu nu auzi? Și pai John, Eli. Eli. Show it to her, că she can't see it. Dacă ți-ai acolo jos, trebuie să-i l-arăți. Deschide gura acolo. Am să vă pun aici, prieteni, ce am făcut noi vineri după masă. Eu și Andy și cu Emma și cu Ellie ne-am distrat un pic în timp ce Jayden dormea. Ne-am pus și ne-am uitat la un video cu dansul lui Wednesday Addams, de pe, dacă știți seria de pe Netflix. Noi n-am văzut-o, seria aceasta de pe Netflix cu Wednesday, că noi nu avem Netflix, dar știam de dansul acesta care l-a făcut Jenna Ortega. Și ni s-a părut așa amuzant să încercăm să-l facem, așa că am încercat să-l facem cu Eli. Dacă n-ați văzut, am făcut un short, intrați la noi pe canal la shorts și vedeți că am făcut un short unde am pus și melodia originală cu dansul, așa că veți înțelege mai bine partea cu dansul lui Eli. Și a fost tare amuzant. Știți că el s-a bucurat foarte mult, chiar râdea aici. Am încercat de multe ori să facem asta și chiar râdea foarte, foarte mult. Era așa de... Era bucuros dacă o vedeți în video, nu că era supărată, plângea, nu avea nimic de genul. În fine, ne-am distrat din numai Andy filma și eu am făcut. Aici Emma a vrut să facă. Emma a încercat de foarte multe ori, chiar i-a plăcut. Dacă v-aș putut lăsa audio, n-am putut să vă las audio aici pentru că era și melodia în background și n-aș vrea să am copyright. La short am pus că era melodia și nu câștig eu nimica de pe shorturi, pentru că am declarat că melodia era acolo, dar dacă puneam și aici, primeam copyright și nu vreau. Așa că o să vă pun short și cu Emma în curând, dar ea a fost așa de tractriv, râdea de numă, râdea cu hohote. N-am putut să vă las audio, să o auziți, dar râdea de numă, te făcea să râzi și tu și pe tine. Și au încercat de multe ori, s-au îmbrăcat chiar după, în haine asemănătoare, au vrut să-i leg părul mai târziu, nu v-am mai filmat eu aici, dar în fine, ea vrea să-i fac și ei un short din ăsta cu dansul, o mai făcut practic în fiecare zi la el și o să fac și o să vă-l pun acolo pe shorts, pentru că el a fost ceva distractiv să facem împreună. Mai apoi am făcut și eu, la mine e tare haios, eu am făcut ca să râdă, au râs Andy și cu Emma din numai de mine, dar am făcut cu ei că nouă ne place să ne distrăm așa în felul ăsta câteodată, așa că asta am făcut. Aici i-am făcut eu cu mâinile lui Emma ca să fie mai corect, oarecum dansul, dar aici am râs din numai.
Așa că dacă ne urmăriți acolo, uitați-vă și la shorts, la partea noastră de shorts, că noi vă punem acolo și shorts și acolo o să pun cu muzica. Aici Emma râdea din urmă, știți că făceam eu așa mai rapid, așa cu Emma, dar n-a durut-o nimic, stați liniștiți, ea râdea cu hoho, de faptul că eu o ghidam pe ea cu dansul. Așa că vă las, vă uitați la restul și apoi continuați să vedeți vlogul. Dați like, așa ca să ne arătați că v-a plăcut felul cum ne-am distrat noi vineri. Vineri seara, după ce am culcat-o pe ele, am pus-o la să doarmă seara și Emma și cu Jayden deja ai pregătit Adrian. M-am gândit să mă duc să fac un duș singură și când am ajuns în baie m-am uitat și am văzut că trebuia spălată baia, trebuia spălată ghiveta și am zis că hai să mă apuc să spăl ghiveta și după m-am gândit hai să mai spăl și WC-ul și după m-am gândit dacă tot sunt aici și o să fac duș, hai să spăl și dușul și pe jos. Așa că, da, asta am făcut. Eu am folosit un spray de la marca Method pentru baie. E foarte fain, miroase foarte fain, miros de eucalipt, așa. Și curăț bine și ar trebui să fie ok, să nu fii prea agresiv și pentru piele și pentru mâini dacă speli. Eu ghiveta o spăl așa cu acel detergent de spălat și oglinda o șterg doar cu apă fierbinte și cu cârpă, așa. Am șters și capacul de la coșul de gunoi, am schimbat coșul de gunoi. Am șters și pe lângă, pe pervazul care l-am acolo lângă WC-ul și, între WC-ul și ghiuvetă, pentru că se adună praf, acolo ține un hârtie igienic și un alta. Am șters și pervazul ăsta de la geam, pentru că acolo se adună un pic praf și na, să șterg și la geam acolo, că să mai face umiditate și să nu se fac mucegai. Mi-am pus înapoi planta și ceam eu acolo pus la geam. Am mai șters, am început să șterg pe jos cu acea cârpă, pentru că după ce spăl ghiuveta și pervazul acela, pervazele cele amândouă, eu după aia șterg pe jos și WC-ul eu îl șterg cu niște șervețele antibacteriene. Nu-mi place să șterg cu aceeași cârpă, mi se pare neigienic. Mie cel puțin îmi place să șterg cu șervețele antibacteriene și care le arunc după în gunoi. În WC-ul pun clor
și frec cu perii aceia și apoi curăț și acel container mic de la unde pun peria și în duș am dat cu același spray de la Method și apoi eu frec dușul cu o perie, asta fac, cu perii de bambu. Mi se pare că se curăț foarte ușor toate rezidurile de calcar, dacă sunt, nu este foarte mult calcar la noi în casă, apa este foarte bună, nu are foarte mult calcar, dar în duș s-adună reziduri de săpun și mi se pare că se curăț foarte ușor. Mai udam peria din când în când cu apă și apoi frecam pentru că era deja dat cu detergent în acela și s-a curățit foarte, foarte fain, o să vedeți după. Iar apoi clăteam, am terminat după de șters pe jos și da, cam asta a fost. Așa că înainte să fac duș am reușit să-mi fac și curat în baie. Na, altfel nu reușesc. Când prind ocazia trebuie să le fac, dacă nu, nu se apucă, nu se poate. Când prind trebuie să iei ocazia să faci. Da, așa am făcut. Eu sunt curioasă cum faceți voi, dacă câteodată vă duci la baie cu scopul să faceți baie și te faceți curat. Și uite așa arată baia curată. Dușul arată super, foarte curat cu peria și aici nu mai este praf și aici mereu se șterge foarte bine că e cu var lavabil, veta și tot. Așa că am făcut două de unul, am făcut curat și apoi mi-am făcut duș. Am reușit să fac și pe asta. Prieteni, o să închidem vlogul acesta, vlog care l-am filmat vineri, azi este luni. Îl închidem acum, n-am reușit să-l închid mai devreme și să-l termin de editat. O să vă explic în următorul vlog de ce și cum a fost. Am avut ceva greutăți, zicem, zilele astea și ceva cu ele și de mine și tot, dar nu vă zic aici, lasă. Ca să vă uitați în vlog următor, să fiți curioși până atunci să vedeți. Dar, da, am montat... O să vedeți tot în vlogul următor, am montat mașina de spălat vasele, vă zicem acolo cum e. O a avut Adrian o aventură în timp ce noi, filmam acele clipulețe cu dansul. Adrian în bucătărie țipa la noi, ni striga. Zici ce s-a întâmplat. Sau nu dai detalii. Înainte să închid apa de la general, am desfăcut țeava și... începe să curgă apa. Și Adrian încerca să pună la loc și nu putea să oprească, era singur pe acolo cu am două mâini, încerca să pună cu jetul, cu... Știi că ai zis că strigalea, numai bine că a văzut Andy când mă sunai, că el filma și când filmează nu sună telefonul. Și de cum ne-ai sunat, de pe telefon? Telefon, nu? De să nu cu ceasul, n-ai reușit cu ceasul. Nu. Da, în fine, o reușit după o strâns acolo, în fine. Mașina de uscat rufi am început să o folosim vineri seara, e super, vă mai dăm noi detalii după și vă arătăm, o să vă arăt în vlogul următor, tot așa, update-uri în privința aia și am făcut ca să fie cât mai eficient, dar eu zic că deja dacă acum am timp să stau, nu să... Da, deja e mult mai ușoară viața noastră, oarecum. O să ne costi un pic mai mult probabil la curent, dar este ok pentru că nu mai aveam timp de nimica, noi eram pur și simplu foarte, foarte ocupați cu treburile și dacă putem să ne ajutăm cumva, trebuie să ne ajutăm. În fine, asta e tot. Eu sper că v-a plăcut să fiți alături de noi. Sper că v-a plăcut da, că am împărtășit cu voi așa mai multe și ne vedem în vlogul următor, am ceva update-uri și v-am zis și în privința mea, în privința lui Eli și în privința la cum a fost weekendul ăsta, că a fost un weekend mai greu și da, asta o să fie. Bun, prieteni, vă salutăm și ne vedem în vlogul următor. Pa!